Noi acum am aflat, așa, în premieră șoc, că tu ai fundat Hai Moldova la 18 ani. Avem aerul poluat, deși nu ne se pare, cum, Dă, păi, noi avem păduri, noi avem câmpuri. Noi nu mai avem apă de băut și noi nu mai avem suficientă apă pentru consum. Până unde poți duce radicalismul pentru a salva planeta? Este absurd să avem câte 50 de tricouri sau câte 30 de perechi de pantaloni. Este foarte simplu dacă pui mintea în mișcare să înțelegi care este impactul oricărei activități pe care noi o avem să mă duc să văd prin, prin apropiere ce case sunt și să bat așa la toți la poartă, tu, tu ești la cu, cu mormanul. Noi, moldovenii, suntem foarte sufletiști, nu ne plac poveștile, nu ne plac emoțiile. Prieteni, bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Asta nu ți faie verdea. Eu sunt Lori, gazda voastră și astăzi vom discuta despre rolul și importanța activiștilor de mediu, împreună cu Nadejda Cebotar, director executivă la Hai Moldova. Acest episod este realizat în colaborare cu partenerul nostru, Kaufland Moldova, care susține activ eforturile de responsabilitate ecologică și socială. Salut Lori, salut tuturor, mulțumesc pentru invitație. Eu sunt specialist în domeniul managementului deșeurilor și protecția mediului. Este activismul de, de mediu meserie? Eu consider activismul civic o um, o chestie foarte importantă în societatea noastră, da? Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fie un activist civic. Uh, eu uh, pentru mine personal am hotărât să definitivez activitatea mea ca una profesională în domeniul protecției mediului. Respectiv, mi-am ales câteva teme în care eu activez și totodată mă dezvolt ca să pot să vin cu niște experiențe și proiecte benefice, sustenabile și durabile. Respectiv, activismul civic ar însemna doar o mică parte din ceea ce facem noi la Moldova. Dar baza pe care noi o avem este, de fapt, experiența și expertiza proiectelor de mediu. Referitor la proteste, în special activiștii de mediu sunt asociați cu radicalism. Și avem exemple de vandalizarea operelor de artă, nu știu, blocarea traficului. Și eu mă gândesc că activiștii de mediu, văzând că tacticele clasice de, de protest nu funcționează și uh, nu atragă atenția uh, guvernului sau nu schimbă agenda publică, virează spre forme extreme de protest. Însă, a, sunt studii care zic că populația acordă mai puțin sprijin activiștilor dacă aceștia au folosit metode extreme pentru a protesta. Și de aici vine și întrebarea mea, până unde poți duce radicalismul pentru a salva planeta? În momentul în care noi avem situații radicale, mai degrabă se o aversiune. Mai ales dacă vorbim despre acei activiști da, care au vandalizat operele de artă, sincer, mi îmi pare mai degrabă o inepție sau o incapacitate de a comunica un mesaj. Părerea mea este că abordarea activiștilor civici trebuie să fie una rațională, una concretă, una bazată pe expertiză și una constructivă. Și vreau să mai împărtăm un exemplu ca, ca formă de protest. Probabil știi și tu, la începutul lunii iulie, uh, mii de locuitori ai Barcelonei au ieșit în stradă indignați, înarmați cu pistoale de apă, strupindu stropind, uh, i pe cei care se relaxau la teraste, la terasă și alungând turiștii. Uh, motivele lor erau legate de uh, închirierea apartamentelor. De scurtă durată, de tip hotelier, care au dus la creșterea chiriilor. Sau sunt uh, exemplu din vara trecută, când localnicii afișau anunțuri false uh, pe unele dintre cele mai cunoscute plaje, că iată, aici sunt meduze periculoase, căderi de pietre. Uh, ce părere ai despre formele astea de protest în cazul în care uh, se vrea protejarea comunității. Uite, dacă vorbim despre acest subiect, motivația cetățenilor, locuitorilor din Barcelona, da, eu o înțeleg. Și o înțeleg din perspectiva unui turism nesustenabil, unui consumerism al locațiilor, da. Oamenii au început să consume tot și mai nou turismul, uh, foarte superficial. Respectiv, ce? Ne ducem în Barcelona, ne facem câteva poze la plajă sau uh, alegem să petrecem timpul cumva foarte superficial. Da? Nu ne ducem să cunoaștem această comunitate, să ne integrăm, să ne implicăm, să cunoaștem oamenii care trăiesc acolo. Uh, respectiv, eu cred că prin acest protest, locuitorii Barcelonei au atras uh, atenția asupra acestei probleme, care este o problemă, bănuiesc eu, destul de mare pentru ei. Uh, cu toate acestea, eu cred că în momentul în care tu vii cu asemenea, sau vii cu un asemenea manifest, uh, acesta trebuie corelat și împuternicit și cu niște soluții. De exemplu, Uh, mai nou am văzut în Grecia există o taxă, da? Da, dacă tu vrei să călătorești în perioada X când avem foarte mulți turiști, ca să limităm sau ca să controlăm numărul de turiști care vin să se odihnească în acele locații, noi impunem anumite taxe, noi impunem anumite perioade limite de oameni, ceea ce mi se pare foarte corect, dar noi trebuie să gestionăm acest flux foarte mare de oameni. Uh, respectiv, consider important ca oamenii să-și manifeste uh, dezaprobarea cu situația creată, uh, dar este foarte bine ca paralel cu aceste activități să fie înaintați câțiva pași prin care ar putea fi soluționat. Și aceste călătorii pe care noi le considerăm da, niște vizite drăguțe, ele sunt, da, dar noi trebuie să ne gândim transportul, da. care este impactul lui asupra mediului faptul că noi ne aflăm în acea comunitate câte resurse noi consumăm cum consumăm noi acest oraș cum ne comportăm noi în acest oraș uh, oraș, localitate, sat, plajă nu contează, da? Respectiv, ca tu să poți menține acele locuri uh, să fie în continuare atractive și dorite ca să fie vizitate tu trebuie să gestionezi cum asta se întâmplă într-un mod ecologic respectiv turismul el este frumos, dar el poate fi făcut în multe feluri. Hai Moldova, anul <laughs> acesta a împlinit 13 ani de când s-a format ca inițiativă civică. Scopul vostru este să îmbunătățiți calitatea mediului și a cetățenilor în Republica Moldova. Ce soluții și proiecte ați realizat în tot acest timp? Visul nostru este să trăim într-o țară și într-un mediu curat, unde noi să fim sănătoși și să ne dezvoltăm frumos. Și prin proiectele noastre, noi contribuim la acest lucru. Foarte puțin, da? Dar consider că această contribuție este importantă. Noi avem o varietate de proiecte pe care le abordăm. Avem proiecte de împădurire, proiecte de gestionare a deșeurilor, proiecte de educație ecologică, proiecte tehnice și, în principiu, orice alte proiecte care ar fi legate de protecția mediului. La ce tip de proiecte sunt mai receptivi moldovenii? Moldovenii, în general, sunt receptivi la proiecte de mediu. Uh -huh. Eu cred că, în ultimul timp, Oamenii um, au devenit mai conștienți că noi avem probleme de mediu. Um, dar au devenit conștienți pentru că există și niște constrângeri. Da? Dacă vorbim despre cele mai mari probleme de mediu cu care noi ne confruntăm, asta ar fi volumul redus de apă și calitatea proastă a apei. Uh, și aici, dacă noi o să mergem în special în anumite sate din Republica Moldova și o să discutăm cu cetățenii, um, o să aflăm că apă nu ajunge. Da? Și atunci oamenii deja încep să-și pună întrebări care nu sunt doar bazate pe niște emoții, cu uite, trebuie să trăim ca în Finlanda sau ca Elveția, dar deja probleme care ne afectează viața de zi cu zi. Noi nu mai avem apă de băut și noi nu mai avem suficientă apă pentru consum. Dacă vorbim de problema solurilor, țara, Republica Moldova, țara agrară și mitul, cele mai fertile cernoziomuri din toată lumea. Cu părere de rău, solurile noastre sunt destul de degradate, destul de afectate, ca și statistică, aproape jumătate din solurile folosite pentru agricultură, ele sunt degradate, erodate, cu risc de alunecare, respectiv de aici avem și recolte mai mici. Și, bineînțeles, un impact de mediu negativ. Avem aerul poluat, deși nu ne spare, dar cum, dar păi, nu avem păduri, nu avem câmpuri. Dacă vorbim de poluarea aer, aerului și în special de numărul foarte mare de gunoiște ilegale, gunoiște ilegale care ard cel puțin de câteva ori pe an, întâmplător sau nu întâmplător, uh, incendii, mașini vechi care poluează zilnic și multe, multe alte da, aspecte, atunci, da, noi uh, analizând factorii de mediu, apă, sol, aer, la nivel pragmatic depistăm foarte multe probleme. da. Bineînțeles, există soluții și eu îmi doresc foarte mult ca noi să privim aceste probleme optimist. Respectiv, noi, Asociația Hai Moldova, ne-am propus ca să venim cu experiența și expertiza noastră de a implica societatea în rezolvarea acestor probleme, inclusiv prin conștientizare și informare, și uh, să oferim soluții concrete pe care oamenii le înțeleg. Ce provocări întâmpinați atât în acest parcurs? Uh -huh. Nu știu, poate în comunicarea cu autoritățile publice locale, uh, poate chiar și în comunicarea cu sătenii. Cred că una din cele mai mari probleme este o abordare nerealistă și visătoare. Noi când vorbim despre managementul deșeurilor, spunem, mergem într-o localitate. Noi foarte des ne confruntăm cu următoarea situație. Autoritățile spun, da, dar noi putem să sortăm deșeurile pe șapte fracții, cum se face în Japonia sau Finlanda, și atunci noi o să avem un indicator super de mediu, o să vindem aceste deșeuri, o să facem mulți bani și tot o să fie roz și frumos. Și noi, ca niște exper 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 experți veritabili, trebuie să venim să-i coborâm pe, pe pământ, să le spunem că în Republica Moldova nu este real să facem asemenea proiecte. Noi nu avem bani ca țară, dar noi nu avem asemenea economie dezvoltată în care noi să ne putem permite asemenea sisteme variate și performante de gestionarea deșeurilor. Vorbim aici de coincinerare sau incinerarea deșeurilor, vorbim de valorificarea lor prin reciclare, diferite tipuri de deșeuri, vorbim despre deșeurile periculoase și vorbim despre multe categorii de deșeuri care sunt. Respectiv, da, foarte, foarte des, anume această abordare nerealistă și abordare mult prea romantică de, de, despre cum pot fi soluționate problemele de mediu, devine o provocare. Pentru că noi trebuie să fim conștienți unde și la ce etapă ne aflăm noi ca societate, care sunt resursele noastre economice și putem noi să ne permitem tehnologii pe care le-am văzut în Suedia, Elveția, Japonia și alte țări super dezvoltate. Și cel mai des răspunsul este nu. Respectiv, noi trebuie să încercăm din ceea ce avem să creăm oportunități, situații și anumite proiecte unde noi putem să intervenim imediat fără investiții exorbitante, pentru că proiectele de mediu asta presupun, și să facem acești pași treptat, da? ca să ajungem la o schimbare durabilă. Însă, care sunt oportunitățile pentru experții de mediu în următorii ani? Eu cred că sunt multe oportunități. Eu cred că, în general, domeniul protecția mediului uh, este un domeniu de interes, nu doar la nivel de Republica Moldova, la nivel global. Uh, și eu cred că este nevoie de mulți experți tehnici. Iată, asta este aspectul. Pentru că noi, moldovenii, suntem foarte sufletiști. Nu ne plac poveștele, nu ne plac emoțiile. Uh, și e foarte frumos să facem aceste campanii bazate pe emoții, dar noi avem nevoie de soluții pragmatice și tehnice pentru a le rezolva. Pentru asta avem nevoie de experți. Și eu cred că noi ducem o mare lipsă de experți tehnici. Ca de exemplu, ca de exemplu experți care ar uh, hid, hidrologi, da, care ar uh, putea concepe și o duce până la capăt, da, proiecte de reabilitare a râurilor, izvoarelor, resurselor de apă, uh, experți în domeniul solurilor, agriculturii conservative, experți inclusiv în domeniul împăduririlor, uh, experți în domeniul schimbărilor climatice cei care ar putea să să creeze anumite planuri și să aibă suficientă expertiză și experiență ca să le ducă până la capăt. Tocmai vreau să întreb dacă cunoști, nu avem facultăți de genul dat la noi. De ce avem, 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 care... avem. la USM, sunt câteva cursuri pe protecția mediului mm -hmm. Silvicultură, avem și un colegiu de ecologie, mm -hmm. avem și la Universitatea tehnică, ceva cursuri tot pe domeniul ăsta, avem pe domeniul agriculturii mai multe cursuri, ele sunt, dar din punctul meu de vedere, ca un expert să devină expert, el trebuie să aibă cât mai multă experiență. Respectiv, este bine să alegem un domeniu în într o universitate sau într -un, uh, într-o facultate, dar este foarte important să învățăm din practică, pentru că ceea ce gândim și ceea ce ne imaginăm este foarte des foarte diferit de ceea ce este în realitate. Noi acum am aflat așa, da. în premieră șoc, că tu șoc. ai fondat Hai Moldova la 18 ani. Da. Asta în ce an? Deci, asta a fost în 2010. -a. Eram eu împreună cu verișoara mea, eu aveam 18 ani, eram clasa 12. -a. Noi am aflat despre această mișcare globală, se numea Let's Do It, a început în Estonia. Și noi a fost atât de, cumva, entuziasmate și inspirate de această idee de a face curățenie în toată țara într-o singură zi. Ideea era să implicăm cât mai mulți oameni. Și să curățăm locurile care sunt pline de gunoi. Am realizat acest lucru pe 16 aprilie 2011. Peste 100.000 de oameni au participat la această activitate. Eu cred că unul din brandurile acestei activități din 2011 ne-au avut niște costume de-astea care erau COVID style, uh -huh. <laughs> din alea albă. Uh, am colectat peste 20 de de tone de deșeuri de natură, dacă nu, nu mă părăsește eu memoria acum, uh, și am avut o implicare nemai Eu atunci eram în clasa 12-a, practic nu prea am fost la școală, pentru că eram atât de implicat în această activitate. Noi am, fost, noi am adunat un grup de voluntari. De fapt, oamenii au... Uh, am reacționat foarte pozitiv la această idee și au fost diferite persoane implicate, inclusiv în crearea, promovarea și implementarea ediției de curățenie Hai Moldova 2011. Din punctul meu de vedere a fost un succes extraordinar la nivel de implicare comunitară și civică, inclusiv ca și efect de a curății locuri îndrăgite de deșeuri, dar, cu părere de rău, realitatea care ne-a lovit după a fost mai puțin frumoasă, pentru că am realizat că au apărut din nou deșeuri în aceste locuri și au apărut acolo pentru că nu există o infrastructură de gestionare a deșeurilor, pentru că nu există o educație consecventă de mediu și soluții concrete pentru a le gestiona. Și respectiv atunci am înțeles că nu este suficient să facem doar proiecte frumoase, este important să creiem concepte care ar implica mai multe aspecte de mediu în proiectele pe care le implementăm în comunități. Chiar în recent mergeam printr-o zonă în apropiere de o pădurice și stăteau mormanele de, de vegetație care tocmai au fost arse. Și în momentul ăla mă gândeam ce pot eu să fac acum? Mm, a, la cine trebuie să apelez? Ce cine trebuie să telefonez? Să mă duc să văd prin, prin apropiere ce casă sunt și să bat așa la toți la poartă, tu, tu ești la cu, cu mormanul. Și atunci, în cazul dat, a, ce măsuri ar putea lua locuitorii dacă se sezează vreo încălcare a legilor de protecție a mediului? Și aici avem exemplu um, arderea învelopelor uh, sau aruncarea gunoiului în zone neautorizate. Există o linie verde, cineva îți răspunde acolo, cineva îți direcționează altundeva cum funcționează. Dacă vorbim despre incendii de vegetație, în mod normal 112, pompierii și în primul... Primul lucru care trebuie de făcut, trebuie de intervenit și de stins acest incendiu. Uh, ulterior, cu poliția, poate fi um, deja căutat care a fost motivul sau dacă a fost uh, cineva care a provocat acest incendiu, și ulterior poate fi amendat. Dacă vorbim despre um, oamenii care mai practică arderea frunzelor împreună cu alte deșeuri, tot. Da, în, în ogradă sau în afara ogrezei, atunci pentru asta este responsabilă poliția, da, care poate să aplice amenzi, primăria. Um, în principiu, dacă se semnalează o problemă mai gravă de mediu, da, sau știm că există anumite deversări de ape contaminate sau deșeuri periculoase atunci cu siguranță trebuie de informat agenția de mediu, asta poate fi făcut printr-o scrisoare oficială, asta poate fi făcut la telefon. În general, eu consider că autoritățile sunt destul de receptive, este foarte important da, să vedem și cât e de grav problema, pentru că, de exemplu, dacă o bunicuță arde câteva frunze în sat. Da, nu este bine, da, fumă tot satul, da, nu știm. Acum oamenii greșesc și atunci e important să vedem cum abordăm subiectul ăsta, în așa fel încât să fie și social corect. Din punctul meu de vedere, nimeni nu ar trebui să facă lucrul ăsta. Iar așa, aici intervine cultura, obiceiurile, obișnuința care iau timp să se schimbe și Trebuie să avem suficiente argumente ca să facem această schimbare treptat, dar argumentat. Oferă-ne câteva recomandări simple, practice, de care putem să ținem cont pentru a contribui cât și de puțin la păstrarea unui mediu curat. În primul rând, trebuie să consumăm atât cât avem nevoie. Nu trebuie să consumăm mai mult. Aici vorbim de la haine, mâncare, turism și multe alte aspecte ale vieții da, care implică consumul. Dacă locuiți la țară sau dacă aveți o casă la sol și aveți și o grădină, un, un, obicei foarte pozitiv pe care ați putea să-l faceți este să colectați apea de ploaie apa de plaie pentru irigare. Dacă aveți o grădină, mai ales cu specii decorative, nu plantați tuia, gazon sau orice alte plante care necesită multă apă, multă îngrijire, nu aduc umbră da, și consumă foarte, foarte multă apă ca să fie menținută. Dacă aveți mașină, nu o spălați atât de des, mai ales în perioada caldă anului. Mai ales acum, când avem secet hidrologic și nu este suficientă apă. Nu vă spălați hainele atât de des, atâta cât este necesar. Um, fiți atenți cu deșeurile voastre, ce faceți cu ele? Câtele, cât, câte deșeuri produceți? Dacă aveți posibilitatea să compostați deșeurile vegetale, asta ar fi o este foarte pozitivă. Pozitivă. Dacă aveți posibilitatea să colectați separat deșeurile uh, și să aveți un punct de um, colectare, ulterior reciclarea deșeurilor, este foarte important să facem acest lucru. Um, dacă vorbim de sărbătorile noastre, este foarte important să nu consumăm mai multă mâncare decât avem nevoie și după asta să facem risipă alimentară. Da? Trebuie să fim foarte conștienți și fiecare decizie pe care o facem, să o analizăm, pentru că este foarte simplu dacă pui mintea în mișcare, să înțelegi care este impactul oricărei activități pe care noi o avem. Da, ce practică sustenabilă o respecti tu cu sfințenie zi de zi? Multe. Practic, bun, eu locuiesc la bloc. Mm -hmm. Nu am uh, posibilitatea da, să am grădina mea proprie. Um, cu siguranță dacă vorbim de consumul de resurse în casă, apă, căldură, uh, aer condiționat, da, este la mine, tot timpul sunt pe minimum, adică nu, um, nu consum mai mult decât am nevoie. Cu siguranță eu sunt împotriva fast fashion-ului în orice formă lui, eu consider că um, este absurd să avem câte 50 de tricouri sau câte 30 de perechi de pantaloni și încă vreo 40 de perechi de încălțăminte. Este absolut incorrect, da. Eu personal am o garderobă foarte mică și sunt foarte atentă de acolo de unde îmi procur hainele și eventual mă strădui, dacă este posibil, da, să le dăruiesc mai departe ca, ca ele să nu ajungă la augunoiște. Konsumui reduzdu, dė, ambalaje, din plastik, jei am posibilitatea, su konsumuoti vietos produktus, evident, kad visada nusifakau šį lucru, nusifosies ambalaje, de care nusifosies am ambalaje, de care nusifosies ambalaje, reutilizable sausages, punčias, kurias galiu reutilizėti, o su konsumuot, kiek ne mažiau plastik, posibil. Și călătoresc, chiar și dacă călătoresc și am posibilitatea să merg cu trenul, cu autobuzul, întotdeauna o să fac această decizie. Frumos. Uite, eu o să dau o foiță și alege o practică din tot ce ai spus acum. O notez aici uh -huh. și apoi o foie în baxă. Okay. Iar noi vrem să menționăm că sub umbrela implicarea face diferența, Kaufland își desfășoară toate acțiunile și proiectele de responsabilitate socială în comunitățile în care activează. Un exemplu în acest sens fiind și susținerea podcastului nostru. Nadejda, deci, deja ne a lăsat două mesaje. Mai vrei să menționezi ceva din ceea ce eu nu am întrebat? Aș vrea să menționez despre proiectele pe care le-am realizat împreună cu Kaufland. Eu mă bucur foarte mult de, această, de colaborarea cu Kaufland Moldova pentru că împreună cu ei am reușit să dezvoltăm o serie de proiecte care abordează mai multe aspecte ale problemelor de mediu din Republica Moldova și aici ne referim la proiectele de educație școala ECO, ne referim la ecologizarea și redarea în circuitul natural a cunoștilor ilegale, deja două la număr, și ne referim și la proiectul River Clean unde am curățit o porțiune a râului Ichel. Mulțumim tare mult că, că ai fost cu noi și că ai împărtășit toate, toate aceste informații, că v-ați împărtășit succesele. Cred că este foarte important ca cât mai mulți oameni să cunoască despre, despre acest proiect și, și să se implice așa, așa cum pot în măsura posibilităților pe care le au. Pentru a fi la curent cu următoarele episoade, nu uita să urmărești diez pe rețelele sociale, să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să împărtășești o recenzie și să trimiți acest episod prietenului tău. Pe curând!